Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela cu o scurtă etalare pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Taur, dacă vreți. În fine, scurtă etalare pentru jumătatea aceasta de iulie. Să vedem ce mesaje primiți. Foarte scurt, o să încerc să... Ia uite, împăratul, poate sunteți născut în mai, unii dintre voi, poate sunteți stați, poate vă gândiți la această postură de... șef de familie sau vă gândiți de... Ah, ce frumos! 9 de pământ. E una din cărțile mele preferate din acest set de cărți. Oh, da! Vreți să vă vindecați. Dragii mei tauri, unii dintre voi, nu știu cu cine vorbesc, cu un colectiv de tauri și tăurițe, care... Ori vreți să vă vindecați, este clar că vreți să vă vindecați. Da, și să fiți singuri. 9 de monede asta este o persoană singură care are reușite, care se poate întreține, care este fericită cu ea însăși, dar vă luați acest moment de singurătate în primul rând ca să vă vindecați. Dacă încă n-ați înțeles că după o separare sau după niște situații trebuie să... vă vindecați ca să manifestați următoarea relație sau ce ar mai putea să fie, dacă nu neapărat relație, vom vedea. Da? Va trebui să învățați că trebuie să avem momentele noastre de singurătate. 6 de aer, ce fru interesant. Poate unii sunteți interesante, uite. Apare și fecioara. Apare și fecioara. Probabil că există un moment de separare, ca asta înseamnă 6 de spade, o detașare mentală într-o situație neplăcută, în niște discuții sau, pur și simplu, într-o relație. Posibil la un dat unul a plecat și celălalt a trebuit să învețe să fie singur și prin chestia asta a învățat să vindece niște frici de singurătate, de abandon, de cum se va descurca fără persoana respectivă, fără banii persoanei. Însă, dacă la un moment dat a fost în discuție o plecare, probabil că cel puțin unul dintre voi își dorește asul de monede, își dorește un nou început, o nouă etapă. Că această etapă va fi împreună sau în altă direcție, variază de la taur la taur. Însă, mesajul principal apare independența, da? 9 de monede. Independența, vindecare și detașarea mentală, da? Detașarea de mentală de... un întuneric de o perioadă grea și integrarea, da, sau investiția în lumină, în creșterea voastră spirituală. Ia uitați ce frumos, că persoana e în alb, da? Investiți în această nouă etapă din viața voastră, care vă va vindeca. Ia uite și fecioara tot albă este. Eventual, fecioara are numărul 2. Învățați să vă conectați la natură, la intuiție, la o latura voastră inocentă, da? Și uite așa, altă variantă, manifestați un nou început. Un nou început. Hai să vedem ce mai putea să fie. Comunicați. Comunicare cu regina de spade, cu un semn de aer. Însă, unul dintre personaje este doar un jucător. C-o fi regina de spade, c-o fi voi, variază. Dar interesant este că acest cavaler de bâte a apărut în spatele reginei de spade. Și în continuare apare doi de bâte și, ia uite, Marea Preoteasă. Marea Preoteasă și ar trebui să fiți voi regina de monede. Regina de monede trebuie să învețe să-și aprecieze valoarea, să se conecteze la intuiție și să aleagă. Să aleagă, dragii mei, ce? Deci, regina de monede e aici. Sunteți voi, să zicem, semnul de pământ.
voi care sunteți, trebuie să învățați să fiți creativi, să vă apreciați, da? Și să alegeți calea intuiției și a creșterii spirituale și practice și materiale, dar printr-o spiritualitate, printr-o viață curată, da? Și nu printr-o viață în care ați, poate unii dintre voi, posibil, nu că poate, posibil unii dintre voi ați fost mai jucăuși decât era cazul, decât e normal, da? Poate că ați avut unii dintre voi relație cu un semn de aer sau trebuie să învățați să comunicați într-un anume fel. Într-un anume fel, într-un fel care construiește. Taur. Iulie. Taur, Iulie. Ia uite, iar s-a oprit la 2 de bâte. Moment de decizii, moment de răscruce. Sunteți într-o situație de răscruce, da? Eventual sunteți, sunteți foarte defensiv pentru că vreți să puneți capăt. Oh, da, vreți să puneți capăt, capăt unei relații cu o persoană care a fost mai mult doritoare de sex, de plăceri, de avantaje, da? V-a lăsat de izbeliște când v-a fost mai greu, când v-a fost bine, a fost prima. Astea două? Frumos. Vreți să vă vindecați? 4 de spade a apărut și aici. Vindecare, vindecare, da? Eventual de niște trădări, de niște dezamăgiri, posibil cu un semn de aer. Dar trebuie să vă vindecați ca să manifestați soarele vostru. Eventual vă veți găsi bucuria și veți găsi o nouă relație și veți pune bazele unei nouă relații lângă cineva care vă simte, lângă cineva care vă susține emoțional, cu care puteți fi copii, puteți comunica, puteți comunica și altfel, da? Însă, ce aveți? 2 de băte, 8 de cupe. Poate cineva s-a detașat de voi ca să vă lase să alegeți. Posibil și asta. Posibil semn de apă. A plecat ca să-și găsească destinul. Unii dintre voi. Însă, am spus că unii ați avut de-a face să și vede, a apărut regina de spade de mai multe ori. Să trecem peste treaba asta cu zodiile. În trecutul îndepărtat și acum încă trebuie să decideți și să învățați să vă detașați de ce nu v-a crescut, de ce v-a menținut în suflet goi. Poate că ați avut relații satisfăcătoare din punct de vedere fizic, financiar, poate ați avut și impresia că sunteți stabil lângă cineva, lângă anumite persoane, dar nu v-au crescut emoțional și spiritual. Nu ați crescut lângă ei și atunci trebuie să învățați să vă detașați, să mergeți de la 8 către 9 și aveți două cărți, de fapt cam toate. Arată că veți lua această decizie și veți fi la un dat foarte hotărâți în decizia pe care ați luat-o. Să vă vedeți de drumul vostru, să călătoriți către steaua voastră, către... Și am senzația că pentru unii s-ar putea să fie steaua voastră, să fie, în primul rând, vindecarea voastră. Acesta să fie destinul vostru. Vindecarea voastră și a altora posibil. Depinde de ce dezvoltați. Însă, sunteți într-un moment de răscruce, se vede. Mesaje. Pentru tăuraș. Asta? Ascultați cu inima. Am zis? Inima înseamnă cupa, printre multe altele. Dacă până acum nu ați ascultat cu inima, ați ascultat cu alte chakre, mai de jos, da? De la jumate în jos, învățați să ascultați cu inima și să vă duceți către persoanele care vă umplu sufletul, da? Lucrurile sunt mai profunde decât par a fi. Și în momentul în care învățați, ce frumos, în momentul în care învățați să ascultați cu inima, am zis inima înseamnă și cupe, înseamnă emoții, vă deschideți către o nouă lume spirituală, emoțională, veți putea și oferi altora din această cupă. Pentru că o veți fi vindecat, vă vindecați voi sufletul, inima, și puteți vindeca și pe ceilalți.
Frumos, pentru că văd aici foarte mult alb. Alb înseamnă vindecare, poate lucrați în medicină, poate lucrați în, eu știu, aveți alte terapii alternative pe care le practicați. Hai să vedem și alt mesaj. În ce zi suntem? Probabil că aceste cupe sugerează și o situație care s-a întâmplat cu precădere în perioada zodiei racului. Taur. Asta? Nu, sunt două. Interesant. Wow. Aveți numărul 18 și numărul 32. Poate să vă spună ceva. Dacă aveți vârsta 32 sau aveți pe cineva 18 sau sunteți născuți pe data de 18. În primul și în primul rând, mesajul acesta, că ăsta a fost primul. Devotion to the small. Învățați să... Iar e alb, alt, mult alb. Învățați să acordați atenție detaliilor. Eventual, cât timp vezi, în momentul în care analizați ce cale alegeți, uitați-vă cu atenție la ce lăsați în urmă, da? Să nu vă lăsați amăgiți de anumite momente de bucurie, de satisfacție. Da? Era să zic acum ceva. Analizați cum v-ați simțit în momentele dificile lângă ei, nu cum v-ați simțit când v-a fost bine. Când suntem bine, când avem bani, când suntem sănătoși și frumoși, toată lumea vine la noi. Toată lumea. Când avem probleme, mai puțin. Mai puțin ne întreabă nici măcar cum ne simțim, da? Însă, am spus că trebuie să acordați atenție în acest moment de decizie detaliilor și în noua direcție pe care v-ați hotărât, vă veți hotărâ cât de curând să mergeți, că ați văzut faetonul, sădiți cu răbdare acele plante, acele calități pe care vreți să le dezvoltați în voi, care, cu răbdare, vor crește. Și acordați-le atenție în fiecare zi. Cât de puțină atenție la acele... Că n-am timp să fac cu tare lucru. Nu am timp să citesc, nu am timp să desenez. Nu am timp să mă duc, eu știu ce să fac, da? Pentru că tot este un moment de restructurare nouă de monede, de reorganizare cu voi înșivă. Dați-vă cât de puțin timp să citiți, să faceți un hobby pe care nu l-ați mai practica, sau nu l-ați practica niciodată, dar vi l-ați dori dintotdeauna. Dați-vă timp. Și cu pași mici veți crește. Posibil există totuși cineva, e o superbă imagine, există cineva la distanță, maluri la distanță, da? Există cineva la distanță care vă simte, poate, așa simt această carte, vă transmite valuri de lumină de la distanță, există un personaj real sau poate este într-o altă dimensiune, variază de la taur la taur, da? De la taurițe la taurițe. Este persoană la distanță, conectată la emoțiile sale, nu ca acești tauri care nu sunt conectați și care trebuie să învețe să se vindece emoțional, da? Și care comunică la distanță, emoțional, cu voi, eventual vă poate vindeca, pentru că iar văd alb. Și vorbesc de vindecare la nivelul chakrei inimii, și la chakrele superioare, mov, ce frumos, îmi place foarte mult combinația asta, mov cu verde. De la inimă în sus, aveți o comunicare excelentă cu acest personaj și, repet, chiar dacă nu este personaj în 3D, poate să fie un înger, poate să fie un ghid spiritual, poate să fie cineva care s-a dus într-o altă dimensiune și vă ghidează. O ființă superioară și, eventual, informațiile pe care le primiți, uitați ce frumos, lumina aceasta pe care o primiți,
care o trimite către voi, sădiți-o cu grijă în grădina voastră și apoi, ce frumos, împărtășiți-o și altora. Dar pentru asta trebuie să învățați iar 6 de spade, să separați întunericul de lumină din viața voastră, dar în moment de separare aveți și aici la 2 de bâte, și să vă vindecați. Vă purificați, să vă purificați, ca asta înseamnă fecioara, să vă purificați. Nu vorbesc musai de zodii, vorbesc, când spun fecioară, de un atribut pe care unii trebuie să-l manifestați, asul de monede, să-l manifestați și la care trebuie să lucrați 8 de monede. Pentru că v-ați îndepărta de el. Unii. Am spus, repet, vă vindecați și vă găsiți lumina, frumusețea, autenticitatea într-o altă relație. Lângă care, posibil, flacăra voastră geamănă pentru unii, iaute, regele de monede, posibil la distanță că văd iar 8 de monede de bute, acolo vă puteți regăsi autenticitatea. În această relație, nu în cea de care trebuie să vă vindecați. Nu mai lungiți mult. Acolo este soarele. Cam aceasta este etalarea. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Pa!